Teroriștii Hamas au transmis primul semn de viață din partea ostaticilor, difuzând un apel de ajutor lansat de o tânără franco-israeliană răpită pe 7 octombrie de la festivalul organizat lângă kibuțul Remi. Fata imploră să fie scoasă cât mai repede din Gaza. Hamas a cerut eliberarea 6.000 de deținuți palestinieni deținuți în închisorile israeliene, în schimbul prizonierilor din Gaza. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cum era de așteptat, Hamas a trecut la următoarea etapă în războiul psihologic cu Israelul, difuzând primul mesaj înregistrat de un ostatic, o tânără care are și cetățenie franceză. Pentru mama și frații miei, de 10 zile copleșiți de teamă pentru soarta fetei, înregistrarea a adus suferință, dar și speranță. I see that she's in pain. She's injured. She looks a bit terrified, but she is alive and stable. I didn't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. She went to this party with her friend, Elia Toledano. They went together. And we know nothing about him. He's not in the missing list, not in the kidnapped list, not in the dead list. We still have bodies that we didn't recognize. The amount of charred bodies that we receive now, the proportion is high. So I don't know how long it will take, but we try to do it from other stuff like comparing CT scans or teeth works or finding any kind of hint. Nu întâmplător, odată cu proba de viață oferită, integriștii din Hamas au lansat și noi amenințări. Ma baina 200 ila 250 asiran aw yazid an dhalik. وما هو متواجد بين أيدينا في كتائب القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون بين مكونات أخرى من فصائل المقاومة أو في أماكن لا نستطيع حصرها أدى إلى فقدان 22 أسيرا منهم لحياتهم حتى الآن. Cât despre prezența în grupul ostaticilor a unui număr mare de persoane cu dublă cetățenie, cu un cinism sfidător, Hamas dă asigurări că are mare grijă de străini. وفي حينها لم تكن هناك فرصة للتحقق من هوياتهم لذا فإننا نعتبر أن هؤلاء ضيوف لدينا ونسعى لحمايتهم ونتمنى أن يبقوا سالمين في ظل العدوان الهمجي على القطاع وفي اللحظة التي تسمح فيها الظروف الميدانية. Intervievat de postul Sky News, un lider politic al organizației teroriste nici n-a vrut să discute despre victimele israeliene. Gunmen crossed the border with the sole aim of murdering civilians in Israel in as great a number as you possibly can. Those are the actions of a terrorist organization. Those are the actions of an organization every bit as bad as Islamic State. Look, how do you know that these are the intentions of our fighters? You cannot simply build a narrative based on the Israeli propaganda. În acest timp, în Israel, familiile ostaticilor pichetează sedii ale celor mai importante instituții, cerând ca salvarea celor dragi să fie prioritară. Fiul acestui bărbat este unul dintre primii ostatici care au apărut în imaginile difuzate de teroriști încă din 7 octombrie. They are beating and they are screaming at him and they are cursing him and this is my son in the car. What are you doing? And they are shooting. Okay, take them out first. It's difficult. There is a lot of citizens over there. It's not just to bomb them and this is a step by step, I hope.
that the Prime Minister and the army, the IDF, will do. First, the humanitarian. Ilan și Miri Tregev cer presiune internațională asupra Hamas pentru eliberarea ostaticilor, inclusiv cei doi copii ai lor. Mia, de 21 de ani, și Italy, de 18, au fost printre sutele de israelieni și turiști străini care se distrau și dansau la festivalul de muzică Nova, atacat cu barbarie în cursul invaziei teroriștilor acum 10 zile. Târâtă de la festival și urcată în remorca unei camionete, Mia a apucat să sune acasă. Cerea ajutorul într-o stare de panică incontrolabilă. After the phone, when I speak with my daughter, my life, it's like hell, hell. And when I hear that after in the same day, in the night, I hear that my son has been kidnapped. It was so absurd that I was a little bit happy. It doesn't matter if it's the government or Egypt or Qatar. I don't care who. Just bring me a sign of life. It doesn't matter. That's what I want to know now. That's what's important for me now. Doi soți și cei trei fii ai lor își vor dormi alături somnul de veci. Teroriștii Hamas au măcelărit întreaga familie în casa lor din kibuțul Kfar Aza, unde au fost uciși peste 100 de femei, bărbați și copii și alți luați ostatici.